golanilor. Dacă vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile. Iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Pă, pă, nu merge pistolul, l-ați scăpat. Bine ați venit în regatul meu, cântă muzica, hei, pe opening de pe cont mare jupinei, sper că sunteți bine. Surciocul vă ține pomne. Păi, pe live știți ce s-a întâmplat? Aici o să vină Alison pentru că e spectaculos. Specta 90, doamne ferește, cu viteza. Acum să se și simtă că știți cum e cu jocul ăsta. Păi știți ce s-a întâmplat pe live, nu? Nu știți? N-ați venit. O secundă, am prins toți de Ruben Diaz și Brodri în același pachet. Nu mă plâng, faza e că nu pot să-l joc. E o super carte, adică dacă nu ai, te ajută foarte mult. Rodri, nu știu, nu erau nici el la, pentru echipe low tier. Mi l-am mai dat și pe ăsta, trei toți am prins și mai am niște pachete salvate pentru acest mirobolant episod. Dar cum ziceam, fraților, aș fi vrut mai degrabă un Bruno Fernandes și un Bernardo Silva, deși nici ea nu cred că intrau. Știți că aștept Zidane Moments și probabil, nu știu, să vedem ce o să se mai întâmple. Săptămâna asta la Rewards ar fi mișto să prind, uite, un De Bruyne. De Bruyne ar fi un vis, un vis. Stați că mi-au intrat chiloții în cur. E bine că mai avem și chiloții. Bo! Da, așteptăm și Icon Moments Player Pick. Eu când filmez episodul ăsta, pentru că în weekend o să fiu un pic cam ocupat, nu e Icon, nu? Deci îl filmez cam vineri seara, să știți, ca să nu credeți că sunt nebun. Și dacă credeți că sunt nebun, ai, nicio problemă. Bun, Icon Swap, nebunii, nu vă mai agit, hai să dăm drumul la pachete, că nu vreau să vă țin, pentru că timpul e limitat și înseamnă bani. Bun, după cum vedeți, avem 3 de astea cu 2 jucători de 8-6 plus, 5 jucători din nici de top. Hai să începem cu 5 jucători 83 nici de top. Opa, unul bun, te rog. Ronaldo. Nu se poate. Bă, unde greșesc, fraților? Da, e Ruben Diaz, dar băi, mâncați, aș dă-mi altul, mă. Băi, sunt fericit pentru simplu fapt că văd toți. Dar pe care-i șansa, mă, să-mi dea Ruben Diaz toti, după aia să mai îmi dea și toți, de două ori. Ah, Village donat, dar nu mai e trade în FIFA. Aoleu, doar dubluri, fă noi de la Magic Diaz sunt alături de noi, să-i știe. Da, o să-i dau eu recover. Aș face pe cineva fericit dintre voi cu cartea asta. Bă, băgați-mă înapoi. Hai să facem o petiție să bage trade-ul înapoi pe FIFA. Ce ziceți? Păi sper că am recover. Dacă n-am recover, îmi permit luxul să dau pixel la un 95. Ce vii, bă, ce frumos era dacă începeam cu șuste de-astea perverse și criminale. Știi ce zic, pe noi la, știi ce zic. 5 de 85. Păi și mă, sunt toate pachetele? Bun, ne focusăm pe de-astea. Fii, fă noi de la Megidiga. Chiar am crezut că poate să fie. Bă, uite, dacă era Ronaldo, chiar dacă nu puteam să-l folosesc, deși totul pare a fi un pic, nu i-am cumpărat, un pic mai, pare a fi totul un pic mai bun, nu știu ce să zic. Oricum țin toti, că e mai frumos estetic vorbind. Dar ar fi fost mai mișto să vedem Ronaldo sau, cum ziceam, Bruno, Bernardo, de ce nu? De ce nu? Că ăștia cred că Bruno poate nu, Bernardo cred că e mai ieftin decât. Nu mai contează, important e că a venit totuși un 95 care o să ne ajute la SBC. Vă țin pumnii și voi, sunteți frații mei. Doresc la toată lumea doar bine, da, nu se întâmplă mereu. Muzica cântă. Hai să vedem.
Deci cam despre asta este episodul de astăzi, fa noilor. Pachete de astea, am început foarte bine, sper să terminăm și episodul bine. Adică dacă mi-ar mai da, nu știu, ceva, chiar și fodări, ok, în perioada asta și toți fodări, mai ales ce echipă am și nu zic ca să mă laud, pentru că oricine poate să facă echipa asta și sunt echipe mult mai bune decât ce am eu. Cu siguranță printre voi sunt oameni care au echipe mai bune și mă bucur. Vă aștept în grupul de trading în caz că vreți să faceți bani și nu știți cum. Vă dublați, vă triplați banii pe care vreți să investiți într-o lună. Pentru o sumă modică, că e cu plată. Dați mesaj pe Insta, avem și campionat de FIFA, avem și conturi de vânzare, avem de toate, suntem bișnițari adevărați. Angelino, pe asta nu mai salvez, că l-am salvat odată. E un 83 și 83 în perioada asta, nu știu dacă ați văzut, dar face 3.000, 4.000 câteodată. Aoleu, hai mă, fă-ne o surpriză cu perversități astea. Vrem să vedem o perversitate adevărată, nu? Nici măcar un knockout? Ok. Embarba, am luat o embarbă și noi. Croșiu direct. Haide. Bă, noiule, hai că se poate. Board-ul nu mai înseamnă, nici walkout-ul nu prea mai înseamnă pe live. Când vedeam că e walkout gold, ați văzut că dădeam. Ca să nu vă plictisesc un mare skip. Ia, mai sunt multe. Mai avem la microfon câteva, vor să vorbească și ele. Dar nu prea au ce să ne zică, vedeți? Că nu le băgăm în direct, doar în reluare. De Gea, carte impresionantă la obiectiv, o găsiți acolo, vă poate ajuta dacă sunteți rupți în cur. Hai să vedem. Eu intenționez să-l achiziționez pe celebrul Alisson. Woo! Care o să joace pe 28 finala Champions League versus Real Madrid. Pe ailaltă n-a prins-o, pentru că a fost Karius și ne-a ajutat, îi mulțumim pe Karius. Sper să ne ajute și Alisson să fie într-o zi proastă. Noi să luăm trofeul, deși și dacă câștigă Liverpool, mă bucur pentru omul meu, Jurgen Klopp. Un super tehnician. Neamțu. Cred că mai avem unul, nu? Asta e. Da, din păcate cam eșecuri pentru mine. Aceste pachetoase. Dar nici măcar un walkout subțiri. Deși na, nu erau prea, nu ne ziceau, nu ne promiteau prea multe, ați văzut, un double 80 plus, practic, ce mai avem, astea sunt pentru următoarele Ligue 1, da, mai sunt astea, nu? 1, 2, 3 și cred că la final mai avem, da, 5,85, Doamne ajută să fie într-un ceas bun, haideți fraților să mergem floricele, să culegem. Doar că altfel de floricele nu este Team of the Year, este Hugo Lloris, pe care îl mai avem. Hugo Bossule, te mai avem? Nu-l mai avem. Și Laporte, pe care l-am prins red pick, l-ați văzut acolo. Nebunie și mechire, toți jucătorii de la Manchester City trag la mine, eu fiind anti-Manchester City. Da, știi cum e, unde dai și unde crapă. Oh, unul bun, te rog. Da. Apă. Bă, și nu mai am și pe ăsta. Bă, voi ne luați la mișto, măi, unde e Van Dijk? Sau Timber, dacă vrei să mi-o faci, bă, mi-o bă cu Timber. Să mor pe scaun. Să fie Olanda center back, să nu vină Van Dijk. Să vină Timber. Da, practic 88. Trebuie să dau recover la 2, nu știu dacă mai am recover, sincer, ai pierdut. Și Babyface acolo era. Dar ultimul, hai, forțează nota de plată, te rog. Ai forțat-o de mei, spart gura. Că-l mai am și, îl mai am? Da, mă, mai am și pe scenii. Bă, se spectaculos. Hei, spectaculos. Fai, Șandanovici, unde greșesc, frate? Unde greșesc, jocule? Am ce să fac ăștia? N-am, hai, la revedere. De bun, iar ultimul pachet, fraților, de astăzi,
Știu că am vorbit cam mult, îmi cer scuze. Așa sunt eu. Hai, să terminăm în stil indian. Hai, unul bun, te rog. Nu se poate, Macacicu, Puerto Rico, Costinești, mâinile în aer. Nu se poate, mă. Băi, frate, băi, m-au blestemat ăștia de la City, că i-am luat la 11 metri și le-am spart poarta, mă. Nu mai am cuvinte, frate, eu care mereu am ceva de spus, silent. Îl văd într-una cu mâna pe trog, le zice la copii să sară de pe bloc. Spectaculos. Hai, mai dă ceva de pe la mișto așa. Tu să mă mă... Liga, mă! Nu se poate! Da, asta e soarta, fraților. Când viața îți dă lămâi, nu-ți dă și apă. Îți dă tot lămâi, ia bă și mă bea așa, mâncă lămâi. Stoarce-ți-le în gură, fără apă, fără nimic. Bă, da, bă, nu se poate, bă, fraților. Nici măcar jot, adică na, oricum jota nu m-a ajutat, că tot la SBC ajungea. Na, până la urmă, bine că a fost toți, ia, e o chestie amuzantă, am început cu Diaz, terminăm cu Diaz și mereu o să iau și la red pick, în ambele red pick-uri vor fi, o să fie, pardon, tot Diaz, în ambele, o să vedeți că o să le deschidem, bineînțeles, împreună. Băi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, nu uitați să susțineți cum a susținut până acum efortul, pentru că pentru voi se fac episoade, să face content, să aveți o zi minunată. Eu am fost, voi ați fost, să sperăm că vom mai fi, Doamne ajută la toată lumea.